cine atacă Europa? Conductele de gaz Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică, care sunt extrem de importante pentru noi, au fost atacate la o adâncime de 70 de metri. Se presupune că conductele au fost atacate cu dispozitive explozive subacvatice, care au fost detonate de la distanță, sau o dronă subacvatică cu exploziv. Practic, Balta Maltică este bine monitorizată de Germania și de forțele NATO, așa că ar fi trebuit să fie ceva mic, deoarece unitățile mai mari ar fi trebuit fi văzute. Nu știm încă cine a fost de fapt, ar fi putut fi Rusia sau altcineva.